În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, slăvit să fie Domnul! Pentru început am să citesc din Evanghelia de la Matei, capitolul 19, începând cu versetul 16 până la versetul 22. Și iată, un tânăr a venit la el și i-a zis: Învățătorule bun, ce să fac ca să am viață veșnică? Iar el a zis: De ce îmi spui bun? Nimeni nu este bun decât numai unul Dumnezeu. Iar dacă vrei să intri în viața veșnică, păzește poruncile. El i-a zis: Care? Iar Iisus i-a zis: Să nu ucizi, să nu te desfrânezi, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Tânărul i-a zis: Pe toate acestea le-am păzit din tinerețea mea. Ce-mi lipsește? Iisus i-a zis: Dacă vrei să fii desăvârșit, du-te, vinde-ți averile, dă-le săracilor și vei avea comoară în cer și vino de-mi urmează mie. Dar tânărul, auzind cuvântul acesta, a plecat întristat, căci avea multe avuții. Iubiților, cei din afara creștinismului sau din afara bisericii s-au tot întrebat de-a lungul veacurilor cum se face ca toți oamenii aceștia care au scris cărțile Scripturii și care au trăit în perioade de timp lungi, separați unii de alții, despărțiți de sute de ani, au reușit să transmită totuși un limbaj extraordinar și un mesaj extraordinar de unitar. Adică este o continuitate în Sfânta Scriptură care îi uimește și căreia, hai să spunem, oamenii de știință, alții decât cei britanici, nu-i găsesc explicație. Și răspunsul pe care noi îl dăm este acela că în toți lucrează același Duh. El este cel care dă unitate. Și la lucrul acesta m-am gândit auzindu-l pe fratele Ionescu, așa, din Milano, care ne vorbea despre o cugetare a fratelui Traian Dors, pe care eu n-am auzit-o. Dar în schimb, ce spunea fratele Traian Dors legat de faptul că lumea va trece, lumina va trece, toate vor trece, va rămâne doar dragostea sau cealaltă mărturisire, că dacă cauți adevărul nu vei găsi dragostea, dar dacă cauți dragostea vei găsi adevărul? Lucrurile acestea eu le-am citit la altcineva care a trăit cu aproape 2000 de ani înainte, 1700 de ani, Sfântul Isaac Siru, care ne spune aceleași lucruri. Și este aici o unitate de duh, de har, de mesaj, care se transmite peste veacuri. Dumnezeu se descoperă la fel tuturor. Cum s-a descoperit lui Isaac Siru, i s-a descoperit și lui Traian Dors și la fel părintelui Iosif Trifa. Bun, nu se explică cum de am reușit să ne împărțim în atâtea culte, denominațiuni și așa mai departe, dacă Duhul e unul și ne vorbește la toți. La fel. Dar împărțirea n-a făcut-o Duhul, că au făcut-o oamenii. Și oamenii acum să chinuie să unească ce au despărțit cândva. Problema este că unirea vor să o facă tot niște oameni. Dacă ar vrea să o facă Dumnezeu, s-ar face repede. Dar vor să o facă niște oameni. Dacă noi ca oameni am fi preocupați înainte de problemele celuilalt, de a ne uni noi cu Hristos, am ajunge să ne unim și între noi foarte repede. Există așadar, iubiții mei frați, un mesaj foarte puternic care se transmite peste generații de la începutul veacului și care se regăsește în această mișcare a oastei Domnului. Nu este ceva nou. Este același Duh care a lucrat și aici avea fratele perfectă dreptate. Este același Duh care a lucrat în biserica primară și care lucrează și astăzi. Nu este altceva. Da, este ceva ce poate că Biserica Ortodoxă a pierdut. Și lucrul acesta l-a observat părintele Iosif Trifa și a încercat să-l aducă din nou, să-l dea poporului din nou. Dincolo de misionarismul care ne lipsea, de apostolatul laic, de misiunea pe care creștinul, nu doar cel care este clerical, cel care este îmbrăcat în haină, misiunea pe care creștinul de rând, ortodoxul de rând, să-i spunem așa, ar trebui să o facă
în popor, în, așa cum fac frații, în penitenciar, în spital, și așa, în casele de copii și în multe alte locuri, pe stradă, la servici. Deci, dincolo de acest apostolat pe care l-a redat oastea Domnului, laicului din biserică, mai este ceva ce Părintele Iosif Trifa, și acesta este cel mai prețios adevăr pe care a vrut să-l redea omului, și anume bucuria lui Hristos, bucuria întâlnirii cu Hristos. Mă lovesc astăzi, și cred că vi se întâmplă și dumneavoastră, mă lovesc astăzi de oameni care nu mai știu să se bucure. Îi chem la Dumnezeu, dar nu înțeleg la ce Dumnezeu îi chem. Pentru că Dumnezeu se reduce la un post mare, la o spovedanie odată pe an, făcută în fugă, și cam la atât. Cum să-i vorbesc eu de Dumnezeu unui om care nu știe ce este dragostea sau nu știe ce este bucuria? Ce să-l cheme la Dumnezeu? Păi noi ne-a chemat la Dumnezeu și ne face să alergăm în lume, să-i chemăm și pe alții bucuria pe care am simțit-o când ne-am întâlnit cu Dumnezeu. Problema creștinului din biserică este că a pierdut această bucurie. Și mișcarea aceasta în biserica ortodoxă, asta îi redă omului, bucuria întâlnirii cu Hristos. Și această bucurie suntem chemați și noi să o ducem mai și să o transmitem mai departe. Dincolo de lucrarea de apostolat, lucrarea de asistență socială pe care o facem, aceea este, așa cum spunea și fratele, este complementară. Principalul mesaj al nostru este bucuria întâlnirii cu Hristos. Când veți transmite oamenilor bucurie, oamenii vă vor crede și vă vor asculta, pentru că vă vor simți autentici. De asta de foarte multe ori mesajul nostru nu are putere, pentru că nu putem să transmitem acest lucru. Ne lăsăm copleșiți de propriile noastre probleme, de propriile noastre necazuri și uităm că lumea asta nu înseamnă nimic. Că e un spațiu în care, ca și sala aceasta, ne petrecem un anumit timp și plecăm de aici, ne ducem în altă parte. Nimic din lumea asta nu înseamnă ceva înaintea lui Dumnezeu. Doar bucuria întâlnirii noastre cu Dumnezeu este autentică. Și doar aceea va rămâne. Doar dragostea va rămâne. Isaac Siru spune, cuvântul își va termina rostul. Pentru că la un moment dat lumea se va încheia și nu vom mai avea nevoie de cuvinte. Vom fi față către față cu Dumnezeu. Mâncarea, viața în forma asta își va termina rostul. Cărțile își vor termina rostul, Scriptura își va termina rostul, că se va fi împlinit. Ce va rămâne de acolo înainte? Dragostea. Pentru că asta este Dumnezeu, dragoste. Va rămâne doar dragoste și o comuniune, o afundare a omului la nesfârșit în dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu este un ocean fără sfârșit în care omul în permanență și în permanență se va hrăni și va descoperi mai mult, mai mult, mai multă dragoste, mai multă bucurie, mai multă dragoste, mai multă bucurie. Și ăsta trebuie să fie mersul omului de pe pământ, de aici. Nu să așteptăm să ajungem în cer ca să simțim ce este aceea bucurie. De aici, de pe pământ. Tânărul de care vorbea și fratele se duce la Hristos. Și Hristos ne spune, sunt unele traduceri, încă de la seminar am observat diferența aceasta, sunt unele traduceri care ne spune că Hristos a zâmbit privind la el. Și un lucru mare, să zâmbească Hristos la cineva. Amintiți-vă, până și în Cana Galilei, când era la nuntă, la chef, la distracție, Hristos părea că este exagerat de serios. Mare lucru să zâmbească Hristos. Probabil că a mai zâmbit când a ținut copiii în brațe. Că copiilor nu le rezistă nimeni. Dar pare că Hristos în permanență a fost mereu apăsat de povara aceasta pe care o purta pe lume, pe umerii lui. Că purta toată sarcina noastră. Și Hristos ar fi zâmbit privind la tânărul ăsta. Pe bună dreptate zâmbea, să știți. Pentru că era un tânăr clasa întâi, meseriaș. Oana, dacă trebuie să-ți găsești un băiat ca și ăsta, să-ți găsești unul. Le avea pe toate. Nu era desfrânat, își cinstea părinții,
Nu fura, nu mărturisea strâmb. Putem să iubea pe aproapele său, zice, ca pe tine însuți. Iubea pe aproapele său. Și nu de ieri, de azi. Din tinerețe, din frage de pruncie, de când o pleca de la, să mă iertați, de la țâța mamii, el le făcea lucrurile astea. Avea dreptate. Era un tânăr clasa întâia. Câți dintre cei care aveți fete n-ați vrea să aveți un astfel de tânăr jinere? Cred că toți. Eu n-am fete, dar dacă aș avea, i-aș spune că unul din ăsta să-mi aducă jinere. Ei, Hristos a privit la el și a zâmbit. Și parcă îl vedem pe Hristos cum zâmbește. Câtă bucurie simte când întâlnește un astfel de om. Care a făcut totul, care a împlinit totul și care mai mult decât atât era frământat. Pentru că simțea că nu e de ajuns. Că ca să fie împlinită viața lui mai are nevoie de ceva. Credeți că pentru că a plecat trist de la Hristos nu a fost mântuit tânărul? Dacă citim Evanghelia, Evanghelia nu ne spune că tânărul nu s-a mântuit. Sunt unele chiar tradiții păstrate de la părinți care spun că tânărul respectiv mai târziu s-ar fi botezat și ar fi devenit creștin. Dar Evanghelia, așa cum este ea, nu ne spune că nu s-a mântuit. Dimpotrivă. Prima întrebare, ce să fac ca să fiu mântuit? Și Hristos îi spune, împlinește poruncile. Și el spune, le-am făcut. Consecința acestui fapt este că te-ai mântuit. Dar el zice, ce mai îmi lipsește? Și Hristos folosește un alt termen. Dacă vrei să fii desăvârșit. Pentru că înaintea lui Dumnezeu mântuirea este una și desăvârșirea este altceva. Mântuirea este plata pe care o vom lua cu toții pentru viața noastră de aici, pentru faptele noastre cele bune și nimic din tot ceea ce facem bine în lumea asta nu rămâne nerăsplătit de către Hristos. Desăvârșirea însă este cu totul altceva. Este rodul pe care îl câștigăm mai presus decât împărăția cerului. Pentru că Dumnezeu nu-ți dă doar un loc în cer, un scaun pe care să șezi și să stai acolo. Dumnezeu se dă în cer pe sine. Îți oferă întreaga sa dumnezeire. Se oferă pe el. Omul care devine una cu Hristos devine Dumnezeu. Asta este desăvârșirea. Dacă vrei să fii desăvârșit, vinde tot ce ai. Lasă tot ce ai și mi urmează mie. Tânărul s-a supărat atunci pentru că s-a legat doar de lucrurile pământești. Dacă căutăm însă să privim un pic mai profund și să dăm un alt sens cuvintelor lui Hristos, vom vedea că ne regăsim cu toții în situația lui. În primul și în primul rând, am spus înainte că pentru faptele noastre bune de aici pe pământ vom primi plata sus în cer. Așa este. Dar să te oprești doar la acest gând este foarte periculos. Pentru că cine știe câte fapte rele n-ai făcut? Dacă sunt mai multe decât alea bune? Dacă sunt mai importante? Tânărul ăsta spunea că din pruncie le-a împlinit poruncile. Noi putem să spunem că le-am împlinit din pruncie? Fi unii dintre noi l-am cunoscut pe Hristos târziu, nu la 2 ani, 1 an, primele noastre cuvinte. Ca să nu vorbim de faptul că de-a lungul timpului poruncile astea nu prea putem să ridicăm niciunul mâna sus să spunem le-am păzit pe toate. Că câte o minciunică mai spunem, să nu fi desfrânat. Și ce zice Hristos? Cel care privește la femeia aproape lui său a săvârșit desfrânare în inima lui. Și acum să nu fiu discriminatoriu, să zicem așa, și sora care privește la fratele așa a săvârșit desfrânare în inima lui. Deci cădem practic la acest capitol al păzirii poruncilor. Deci să ne oprim aici și să socotim, Doamne, noi am făcut multe fapte bune și pentru asta merităm împărăția cerului, este foarte periculos. Sunt atâția oameni care sunt buni și care fac o mulțime de fapte bune
și care poate că nu vor vedea împărăția cerului. Avem oameni care strâng averi uriașe și stau și dorm liniștiți și se simt foarte împliniți, pentru că au și o fundație de caritate, prin care sprijină niște copii orfani, sau mai dau din când în când 20.000 de euro la copiii cu probleme de vedere și mai dau 20.000 în altă parte. Da, dar el a furat poate 17 milioane de la fisc și a făcut de euro și a făcut evaziune fiscală. Ce este el atunci? Sfânt sau hoț? Să-mi spuneți dumneavoastră. Pentru că eu știu că doar într-o categorie se poate încadra. Dar el doarme liniștit noaptea. Pentru că face milostenie. Și în Scriptură avem un astfel de caz. Un fariseu care se urcă la templu și spune: Doamne, dau zeciuială, postez de două ori pe săptămână, toate poruncile le împlinesc, dorm liniștit noaptea. De ce dorm liniștit? Că nu-s ca vameșul. Și ce zice Hristos? Te-ai urcat păcătos și nu te-ai coborât folosit de aici. Ai coborât tot păcătos de la templu. Ei, la fel se poate întâmpla și cu noi. Să ne oprim la acest aspect este foarte, foarte periculos. Și atunci ce trebuie să facem? Păi asta e calea pe care ne-o arată oastea Domnului. Că nu ne spune doar să împlinim niște porunci, nu ne-o transformat în organizație de asistență socială. Zice, pe săraci, zice Hristos, îi veți avea pururea cu voi. Dar pe mine? Nu. Și atunci, scopul nostru aici pe pământ este prima dată să-L dobândim pe Hristos. Să-L avem pe Hristos. V-am spus că ne putem regăsi în situația tânărului foarte mulți dintre noi. Veți zice, da, dar nu avem bani, nu avem averi multe. Poate că nu avem bani, poate că nu avem averi multe. Dar avem multe alte lucruri pe care le-am putea lepăda pentru Hristos. Că avem minte pe care o folosim la lucruri rele, avem tinerețe unii ca mine încep să șoptiardă trecând partea aia la altă. Avem multe daruri de la Dumnezeu. Cei care au ajuns să fie, să aibă părul cărunt, pentru să dovedească că n-au încărunțit degeaba. Foarte multe lucruri pe care le putem, hai să spunem cu ghilimele, lepăda, pentru că de foarte multe ori sunt piedici în calea noastră către Dumnezeu. Înțelepciunea, mintea pe care ți-o dă Dumnezeu, poate să devină piedică, că stai și te gândești. Păi, pare chiar să existe Dumnezeu. Dar atunci cum e cu toate dovezile știință că omul se trage din maimuță? Și l-aud parcă pe părintele Nicola. Dacă vrei să crezi că te tragi din maimuță, problema ta. Mintea poate fi o piedică, sănătatea poate fi o piedică. Că amintiți-vă câți dintre noi, sănătoși fiind, îi slujeam lui Dumnezeu. Parcă atunci cam uiți de Dumnezeu, că te gândești să mă duc la iarbă verde cu prietenii, să-mi fac timp de niște grătare, să mă duc la un film. Ei, dar când începe să te doară, să te împungă ficatul, să te doară în spate, ba mai ai și un diagnostic din ăla care începe cu că an în cer, așa, atunci dintr-o dată îți aduce aminte de Dumnezeu. Și dacă sănătatea până atunci a stat împotriva lui Dumnezeu, dintr-o dată boala, care e ceva dureros și Dumnezeu să ferească pe om de boală, dintr-o dată boala devine un lucru bun și se inversează valorile. Ce era bun e rău și ce e rău e bun. De ce? Păi tot pentru că omului îi lipsește mintea ca să înțeleagă că darurile pe care Dumnezeu îi le dă trebuie folosite pentru el. Că și Hristos nu i-a spus de fapt nimic altceva tânărului decât ai atâtea daruri, dă-le, folosește-le pentru mine, dă tot ce ai și urmează mie. Urma să moară de foame tânărul. N-au murit apostolii, nici tânărul nu urma să moară de foame. Urma să n-aibă cu ce să îmbrăca. Nu e adevărat. Să rămână nemăritat, nensurat, pardon. Nici asta. Că Dumnezeu știa să-i poarte de grijă. Dar dă tot ce ai lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să se poată folosi de tine. Știți, ca să vedeți cât e de mare Dumnezeu, dacă faci o ierarhie a omului,
și a stărilor în care se găsește omul, dacă începi la, de ce am, la treapta cea mai de jos. Păi treapta cea mai de jos e păcătosul, categoric. După aia ar fi cel care se luptă cu păcatul. Și aici sper că ne încadrăm noi. Deci păcătosul, luptătorul, cel care a obiruit păcatul și care se numește nepătimitor, apoi cel care s-a curățat, curatul, și deasupra, pe ultima treaptă, este cel îndumnezeit sau înduhovnicit, duhovnicescul. Multe stări, așa este, o grămadă de trepte. Singura care nu te mântuie e aia de păcătos. Când ești în starea de biserică luptătoare, de om luptător care te lupți cu păcatul, câștigi împărăția celui, câștigi mântuirea. Pentru că Hristos dă aceeași plată și celui care lumucește de dimineața și celui care vine în ceasul al 11 la lucru. N-ai apucat să te curățești de păcate, dar te lupți încă cu ele și vrei să scapi de ele și Dumnezeu îți dă împărăția cerului. Categoric. Ai ajuns la treapta de nepătimitor. Aia nu înseamnă că păcatul nu mai vine la tine să te ispitească, ci doar că tu ai putere să-l respingi. Ai ajuns la treapta de curat. Nu înseamnă din nou că nu mai vine ispita, dar înseamnă că ești atât de liniștit și de tare în credință încât nici nu mai simți, nici nu mai vezi, nu te mai poate agăța cu nimic. Ca să vă spun cum este la treapta de înduhovnicit, nu vă pot spune că eu încă n-am ajuns la treapta a treia. Dar este o diferență așa de mare încât tot Isaxirul face o ierarhie așa și spune că luptători, să zicem că suntem mulți, păcătoși și mai mulți, luptători mulți, nepătimitori și curați, unul la câteva sute de mii, dumnezeiesc, unul la o generație. Și asta spunea Isaxirul într-o vreme în care creștinii erau creștini. Într-o vreme în care părutul sa nouă și Duhului Sfânt nu erau vorbe de șarte. Într-o vreme în care, stând bătrânul cu ucenicul de vorbă și spunându-i cuvântul din Scriptură, dacă ai credință cât un grăunte de muștar, să zici muntelui să mută și dealul din spatele lui începe să o iei la vale și se întoarce și zice, stai că nu vorbeam cu tine. Asta era vremea lui Isaac Siru. Acum, care e vremea noastră? Mai avem astăzi atâta credință? De-aia vă spun că suntem doar în starea aceea de luptători. Dar starea aceea nu este pentru noi, să știți. Pentru niciunul dintre dumneavoastră starea aceea nu este. Starea noastră este următoarele trei. Dacă te mulțumești doar să fii luptător în lumea asta și nu-ți vei dori mai mult, e cuvântul din Scriptură, când ți se pare că stai, ia aminte să nu cazi. Ăla ar trebui să ne sune mereu în urechile noastre ca un semnal de alarmă. Când ți se pare că stai, ia aminte să nu cazi. Vi se pare că suntem buni? Nu suntem buni. Vi se pare că nu mai avem nimic de făcut? Uitați-vă în jur. Mai bine zic, uitați-vă în inima dumneavoastră. Chiar nu mai este nimic de făcut? Oare chiar avem toată dragostea? Toată blândețea, toată bucuria? Nu mai vin încercări peste noi? Știți că după ce am depășit etapa asta a luptătorului, încercările nu mai vin, că nu-și mai au rostul. Câte vreme încă vin încercări, înseamnă că n-am pășit mai sus. Așadar, și cu asta închei. Mesajul pe care fratele l-a surprins atât de bine, atât al oastei Domnului, cât și al bisericii de veacuri, este acela de a căuta dragostea lui Dumnezeu, de a căuta mai mult în permanență, de a nu ne mulțumi cu puțin, de a nu fi superficiali. Și dacă vom căuta aceste daruri, atunci răsplata lui Dumnezeu va fi pe măsură. Dacă cineva dezamăgește, dezarmează, se gândește că poate că pentru el nu mai este iertare, să știe un lucru pe care Scriptura îl grăiește sus și tare și jertfa lui Hristos de pe cruce îl afirmă,
că nu este păcat mai mare decât păcătosul. Înaintea lui Dumnezeu nu este păcat mai mare decât păcătosul. Orice ai fi făcut, se poate ierta. Și celui care, alt cuvânt din Scriptură, celui care iartă, care iubește mult, mult îi se va ierta. Amin. Amin.